În clipa următoare a și început concertul. Era o serenadă. Auzeam prin ușă, la început nu prea deslușit, pentru că eram prea îngrozit de scena la care asistasem ca să mă pot concentra, dar după un timp sunetele au devenit mai stăruitoare. Era un adagiu solemn în mi bemol. Începutul era foarte simplu, nimic altceva decât o vibrație în registre cele mai grave, fagoturi și tube, cam ca un armoniu răgușit. Ar fi putut să fie comic, dar pentru că era lent, dobândea un soi de seninătate. Și pe urmă, mult mai târziu, o singură notă la oboi, ca suspendată în văzduh, neclintită, străpungându-mi parcă întreaga ființă, până ce mi s-a tăiat răsuflarea și clarinetul a subt-o iar din mine. Am dulcit-o și am lădiat-o într-o frază muzicală atât de fermecătoare, încât m-a cuprins un tremur. Luminile din încăpere îmi pâlpâiau înaintea ochilor, privirea mi se încețoșa. Armoniul gemea din ce în ce mai tare, acoperit de tânguirea și de mlădierile instrumentelor cu registru înalt, și de jur împrejurul meu se înnoda o plasă de sunete, o plasă nesfârșită de durere care mă încolăcea și mi se ficea în carne. Durerea aceea, o durere cum nu mai cunoscusem până atunci. Mi-am lăsat atunci glasul către bătrânul și scusitul meu: Dumnezeu, ce se petrece? Ce este asta? Dar muzica nu mai contenea și durerea se înșuruba în capul meu șubred. Până ce dintr-o dată am luat-o la fugă. Am dat vâsta pe ușa lăturalică. Am coborât scara împeticindu-mă și am ieșit afară în bezna rece străzii, încercând să-mi recapăt respirația. De sus din salon, muzica se auzea slab. Strada era pustie. M-a năpărit o spaimă. Auzisem parcă ievea glasul dumnezeirii. Iar el pornea dinăuntru unei făpturi pe care de asemenea auzisem vorbind cu o voce de copil dezmățat. Mi-am îngropat spaima în cât mai multă muncă. Pe Mozart am evitat să-l întâlnesc. Le-am cerut însă oamenilor mie să-mi facă rost de orice partitură de-a lui pe care ar putea pune mâna. Thank you.